Vă salutăm, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi sunt împreună cu scumpa mea soție și vrem să vă povestim despre cine conduce casa. Mașina o conducem amândoi. Casa o conduce... Când unul, când altul. Și cum era aia? Ba una, ba alta. Da. Ce chestii se pot întâmpla când vreți să faci ceva? Ba una, ba alta. Deci, cum spuneam, casa o conduce soacra. Da. Deci, hai să le povestim. Asta era subiectul. Nu știu, e tot. Suntem doar noi doi, romantici de ce zi au trecut, 14 februarie, nu, 25. De, mâine e prima zi de primăvară, cică. Da, deci sărbătorim prima zi de primăvară împreună. Singuri. Da, singuri. Sperăm că pentru cât mai mult timp, că nu știm în ce moment își pot să apară copiii pe ușă. Și am fost invitați de prieteni să mergem la munte și noi nu am mers, că am zis că sărbătorim doar noi doi. Nu că ne-a fost lene să mergem. Da, vreau să fim împreună. Vreau să fim Da, deci ne-a fost lene să mergem până la munte și am zis că facem un vlog. Da, păi știi, drumul de stat în mașină, o oră jumate, două, acolo apuci să stai un pic, scriburești de frig și iar o oră jumate, două în mașină, așa. Mai bine am stat acasă, am stat și atât. Și acum vrem să nu fie și atât. Da. Vrem să stăm puțin la povești cu voi. Ok, întrebați. Chiar dacă nu e nicio ocazie aniversară, mă gândeam să vă povestim astăzi cum ne-am cunoscut noi. Ok, și le povestim și despre gustul la care ne-am cunoscut sau aia. Pentru că nu vreau să afli ce vârstă avem acum. Da, sau să nu... Să crede că părem mai tineri decât suntem, da, de fapt. Deci noi ne-am cunoscut acum 30 de ani, nu vă spunem vârsta. Să da. Noi inducem lumea la rău. Abia ne-am născut acum 30 de ani. Ai 30? Și 34 și 11 luni. 31 și 11 luni. Deci ai 30 de ani. Tinerica. Ok. Unde ne-am cunoscut? În Spania. Unde? Dar le-am mai spus odată, nu? Și pentru că ne-am cunoscut în Spania, după cum v-am spus, drumurile noastre s-au tot dus înspre Spania și s-au întors înspre România și au tot tras. Și nu se știe în viață. La ce vârstă ai fost prima dată în Spania? La ce vârstă ai mers? Dacă nu greșesc și bine ne amintesc, în 2002. Ce vârstă ai? 13 ani. 13. Deci de la 13 ani viața ta a fost Spania, România, Spania, România, Spania, România. Da. Stabilit acolo, în vizită. Vacanțele mi le petreceam cam acolo, în mare parte. Că n-am vrut să rămân acolo. Nu știu ce a fost în capul meu. În tinerețe, dacă după ce te-ai păi, nu, atunci când urma să se ia decizia, ne mutăm cu familia în Spania sau rămânem în România, eu le-am zis la mine, eu nu vreau să mă mut în Spania, eu mă duc în România. Și am dus în România și am stat cu bunicii și cu fratele meu. Și eu la 16 ani am fost prima dată în Spania. Și așa ne-am cunoscut. Da, ne-am cunoscut în anul când tu te-ai mutat în Spania, eu n-am fost atunci. Că am fost de Crăciun. Și nu am mai dus vara în vacanță când tu te-ai mutat. Da. Și apoi am mers în 2014. Următorul an, după un an. 2014? Da. 2004. În 2014 deja l-aveam pe George, da.
În 2004, când am fost terminată clasa 8-a, și ca un fel, vai, am mai zis, nu, am terminat târziu cu examenele, cu scrierea la liceu, cu toate alea și ai mai zis, mai vii acum pentru o lună, că era vorba să stau mai mult, pentru o lună n-are rost să vii, că era, se mergea cu autocarul, drumul lung, dus întors. N-am rost să mai vii, venim noi în august. Am insistat atât de mult, fai, acum știu cu cine seamănă Maia. Atât am insistat și cred că până la urmă și eu cedat, că am fost la clasa 8, am intrat la unul dintre cele mai bune licee din Cluj. Și cum să nu îmi facă pe plac și m-a dus. Dar totul a fost la limită, așa cum ați în minte, cum am fugit după, nu mai știu ce, traducere, pașaport, ceva din ăsta se închidea la 5 și era 4 jumate și eu fugeam după autobuz, era ultimul autobuz pe care să-l ratez, să ajung acolo, nu mai știu exact ce acte îmi trebuia, ceva, orice, nu știu, ceva act. Care era la, tot a fost la limită, la limită și cu insistențele mele, până la urmă am ajuns în 2004, în vacanță de vară în Spania și l-am cunoscut pe Ghiț. Da, el a mers, frații mei mai mari, erau și sunt și acum stabiliți acolo, am mers pe perioada vacanței și n-am vrut să mă mai întorc. Ți-a plăcut? Era altceva. Mi-a plăcut, era altceva și atunci era diferență mare. Era mult mai bun. România și Spania. Păi nu existau, știu că cumpăram haine și ieftine din Spania, de la Zara, H&M, deci nu era H&M, Zara, Bershka, Stradivarius și erau foarte ieftine, că erau reduceri și veneam aici toate prietenele mele așa uimite, că nu exista nici măcar unul din magazinele astea și după destul de mulți ani au apărut. Deci era foarte mare diferență atunci. Între România și Spania. Trei ore ai venit atunci. Da. Că am fost în 2002, în 2003, spre, cred că spre 2004 de Crăciun, de Crăciun oare, ca așa ceva. Că am fost și de Crăciun cândva. Ori încurc eu, dar nu puteam să mă duc în 2001, că în 2001 am mers tata, știi, și eu chiar după, da. Cred că după un an. Dar era trei ore, că am fost și de Crăciun odată, n-ai chiar înainte să te mulți tu. Atunci mi-a plăcut foarte mult la colindat, faptul că era cald în Spania, iarna, tot timpul și acum ador căldura și prefer căldura și nu frigul și atunci aș fi vrut să rămân. Auza mea, ai luat decizia, nu mai rămâi. Atunci ai vrut să rămâi în Spania? Atunci am vrut să rămân, da. Nu știu ce mi-a plăcut atâta, nu știu. Am întors. Da, deci am mers în august și eu, primul Crăciun, m-am petrecut acolo și în vară ai venit tu. Ne-am întâlnit, cum am zis, cred că am zis în vlog anterior de bine ne-am întâlnit, nu? Nu știu. Prima întâlnire noastră, unde s-o crosat, cum zic spaniolii, unde s-o întâlnit privirea noastră prima dată? Prima dată, dar cred că am zis, nu? Și dacă n-am zis, l-am zis până acum. Biserică. Ea era venită la biserică, eu la intrare în biserică am fost oprit. Mi-am salutat, am vorbit cu prete. Și eram foarte puțin la biserică acolo, atunci chiar, nu știu, două sau trei mașini încăpeam toți tinerii, ceva de genera. Și zice că s-au venit trei fete noi. Eu zis, nu, eu am intrat în biserică, erau clădirea bisericii un pic mai ciudată. Da, așa surăghiță, vezi cum dintre fete noi. Păi așa a fost, atunci erau foarte puține fete la biserică. De vârsta noastră, mă refer. Da, da, da. Erau foarte mulți tineri, dar căsătoriți, care au venit căsătoriți din România. Dar fete tinere de vârsta noastră erau foarte, foarte puține. Și automat a venit o fată nouă în Spania, pocăită. Acum în Spania e normal să te întâlnești cu un român, cu o fată româncă pe stradă, dar atunci să știai toți românii care locuiesc atunci, locuiau atunci în Piedra Nouă. Și fetele, dacă mă gândesc, care erau toate româncile, nu doar... Nu doar de la biserică. Nu doar de la biserică. Erau puțin, erau foarte, foarte puțin. Și atunci când au venit trei fete dintr-o dată, s-a dublat. Nu chiar s-a dublat, dar nu. Și
Da, automat m-am uitat spre partea surorilor când am intrat. Ea se uita în față, iar nu se uita după băieți. Și... Nici gând. De atunci ne-am întâlnit privirile. Și cred că am mai zis. N-am mai zis povestea asta, sunt un plictisitor. Da, cred că am zis. Am pus lateral de bine. Așa, nu știu, pe partea bărbaților, la un scaun în față, mai în spate, deci știm că eram cumva paralel. Paralel eram. Da. Că eram pe margine și te-ai pus tot cam așa pe margine. Și bineînțeles, a fost... Dar ce-a fost interesant? Adică, chestia că după aia am vorbit despre treaba asta. Momentul ăla când ni s-au întâlnit privirile, au rămas pentru amândoi ca o chestie. Ce-a fost scânteia. O conexiune. Nu, ca și cum neapărat că zic că există dragoste la prima vedere, dar a fost o chestie. Adică eu mă amintesc clar de momentul ăla și am la fel. Da. Și amintesc, a fost doar din partea lui. A fost un click. Și clickul ăla sau sentimentul ăla sau senzația care am simțit atunci, o contat apoi. Da. Urmă, cât păstrarea relației. Vreo două săptămâni de atunci și până am reușit să ieșim. Durat două săptămâni. Cam așa, după aia ne-am mai întâlnit. Bine, întâlneam cu tinerii, pentru că automat mergeam la biserică, după biserică, să mergeam la înghețată. Fiind vară cald și mergeam toți. Nu era ea cu trupa ei și eu cu trupa mea, pentru că toți eram doar pe trupă acolo. Dar eram, nu, eram nici foarte puțin. Da, mai știu vară, că mi-a plăcut, vară au fost, da, atunci vineau mai mulți. Pe timpul verii veneau mai mulți tineri. La vacanță. Tot așa în vacanță la părinți, cum am dus. Sau unii mergeau să muncească pe vară. Și am mers la înghețată, dar nu știu dacă atunci seara am mers. Atunci seara am mers? Sau? Da, am mers atunci. Am mers atunci seara. Am mers atunci, da, mă amintesc, și atunci tot am pus întrebări despre tine. Cine ești și ce vrei, spune drept. Da, da, în biserică mai era ceva. Mai era, dar... După vestim. Care? Nu, în biserică faza că tu te tuteam de și mă. A, păi nu știu ce îți mai, adică ce îți mai, au zis că sunt cel mai bun băiat din biserică. Nu mai era. Dar ce îți zis? Nu, că au zis ceva de bine, da? Și că las că știu că zice. Bine, au zis aia, au zis și de bine de tine. Aia, dar ce îți zis? Că Roxy, nu, Roxy băiat o să fie tot uită la tine. Roxy am văzut, da, da, eu. Am amintesc că era normal, când era programul biserică, mergeai la biserică, era și faină atmosfera la biserică și era și faină atmosfera de după biserică, că te întâlneai cu tinerii de la biserică, cu români, cu oameni, cu comunitatea, practic, care atunci a început era să se formeze. Era o socializare super, care în ziua de azi aproape că nu mai există, din păcate. Deci abia aștepta. Eu știu că la un moment dat, în fiecare seară era ceva la biserică și chiar dacă nu cântam în cor, mergeam și o să mă întâlnesc cu tinerii de acolo, cu oamenii de acolo. Știu, într-o seară, n-ai tot după aia, tot încercam să intru în discuț cu tine, tot mai mult. Și când speram odată că rămâi singură deoparte și de tot la povești, nu-i tai că te lua de după cap și o să hai rău și să mergi mai acasă. Aia nu știu. Aia nu știu. Nu știi. N-am venit, nu știu. Da, era ceva normal, că tata de fică. Da, dar și în seara, tot în seara când am fost la biserică, țin minte că după biserică, nu, toată lumea se facă cunoștință, așa că e băgat. Eu? Da, eu am fost foarte timid. Da, dar nu știu ce ai pățit atunci. Mai activat. Cu mine n-ai fost timid. Da, eu am fost o persoană foarte timidă în viața și sunt. Da, nu mai ești. Nu mai ești. Da. Și hai să continuăm, că totuși... Povestea lungă. După vreo două săptămâni cred că am ajuns să ieșim în oraș noi doi, dar bine, în oraș noi doi, cât era 5 pe masă, 6 pe masă, Nu, dar așa era, deci eu știu că era mai târziu. Nu, dar nu știu dacă era o zi, bine, știu că ce noapte târziu, dar nu știu dacă nu era o zi liberă, că de-aia ai zis. Sâmbătă, cred. Ori era o zi liberă, ori era ceva sărbătoare și era zi liberă de la... lucru, ori era sâmbătă, ori era ce... Ba, sâmbătă a fost. Sâmbătă cred că a fost. Că... Da, bine, acolo se și stătea noaptea până pe la 1-2 era plin orașul, pentru că fiind un oraș pe plajă, nu cred că maturiști, și localnici, așa e viața în Spania, până
în seara târziu, vară. Mai ales că ziua fiind foarte caldă, nu poți ieși sau nu-i comod să ieși. Și ești seara și seara e foarte plăcut. Pe paleză, pe plajă, la înghețată, la tot ce e acolo. Și... Dar știu că era ziua când am ieșit. Era ziua. Și unde mai scos tu la prima întâlnire? La înghețată. Și ne-am plimbat cu plajă, nu? Da, dar mai știi faza cu înghețată. Deci eu, după ce am depus un efort, noi eram foarte timizi și schimbam trei vorbe, mergând pe stradă, pe paleză, pe adică ai depus un efort, era să leșin. Și am depus un efort, era să leșin, ca să întreb ce înghețată preferă să-i cumpăr. Și eu, tot așa, nu, timidă, cu jumătate de gură, am zis orice, numai de ciocolată să nu fie, că nu-mi place nici în ziua de azi și nici lui nu-i place de altfel. Deci la Maia nu-i place de altfel înghețată de ciocolată. Am zis orice, numai de ciocolată să nu fie. Și când iese ghiță din eladerie, din magazinul de înghețată, ghiciți ce înghețată avea în mână. De ciocolată. De ciocolată. Pentru că am înțeles că de ciocolată vrea. Dar... Acum, Roxy, ce să fac? Înfulecată toată de rușine, de emoții. Știu că mi-ai zis atunci și tot că s-o schimb sau s-o cumpăr altă. Ți-am zis? Da, da, da. Tu nu, nu, nu și am mâncat-o. No, acum... Acum, nu chiar că urăsc. Deci pot să mănânc înghețata de ciocolată, nu e o crimă, dar nu o aleg. De obicei aleg de vanilie, de căpșun, de altă. Asta-i. Mă gândesc acum cum ar fi acum dacă ți-aș cumpăra de ciocolată. Nenorocitule! După 10 ani că sturie nu știu ce înghețată mănânc. Dar atunci nu lasă că mănânc, nu-i nicio problemă. Dar îți crea să-ți iei ce înghețată, că nu mai știu. Ce înghețată ți-ai luat? Tu de ciocolată? Eu caramel. Da, și am continuat pe faleză jos. Acum realizez că e un oraș foarte frumos. Acum, când retrăiești. Da, că ai faleza aia foarte lungă. Fai, câte ture dădeam, dar cred că vreo 2 km, cât o fi acolo? Și câte ture făceam noi numai ca să nu se termine seara, adică să povesteam într-un an. De fapt, povesteam sau tăceam? Da, eram foarte tăcut și foarte timid, dar era fain. Era fain. Fai și locul mi-a ajutat foarte mult, eram plin de oameni. Faleză, te plimbai, iluminată, frumos, cu palmier, chiar a fost fain, vezi, dacă îmbătrânesc, cred. Dacă mi se pare fain, cum semne de îmbătrânire. La aniversarea celor 50 de ani de căsătorie, acolo o să mergem. Deci... să ne simțim tineri, din nou. Atunci era telefon, avea telefonul la fel, cred. Tu ce telefon aveai? Alea 3310? Nu, eu aveam 34... 10, cred că atunci mi-o lași mie oare ăla. Ce culoare faină avea telefonul ăla turcoaz. Ah, dar din ăla și eu. Cred că avea telefonul la fel, se vorbea prin mesaje, era scump. Fai, da, și era scump și sunatul. Dar și mesajele erau scumpe. Da. Și vorbeam prin mesaje. Câte mesaje am scris atunci. Bine, nu atunci neapărat, în spate, și atunci am scris, că dacă nu vorbeam foarte mult live, vorbeam prin mesaje restul. Câte și mesaje. De acolo pe Rambla, în sus. Da. Rambla, cum îți cere la Rambla? Poți să zici stradă pietonală. Da. Pietonală, unde sunt tot felul de magazine. E plin de terase și de magazine. Pe acolo, iar făceam ture sus, jos, sus, jos. Și așa ne-am petrecut o lună întreagă de... Nu știu câte de zi ne-am întâlnit, că nu mai țin de... Nu foarte des. Dar nu ne-am întâlnit foarte des. Nu ne-am întâlnit de multe ori în primul an. Chiar știu de puțin. Da, eu știu când ai mers... Oai, atunci mă rugam să se străce autocară. Atunci mă rugam să se străce autocară. Ce minte s-a, adică... Se circula cu autocar. Îți dai seama... Săraca firmă nevinovată nu știe de ce îi se strică autocarul. Nu s-a stricat. Și eu speram până în ultimul moment că o să primesc un mesaj că n-ai plecat și să ne mai întâlnim o dată că s-a stricat autocarul. Deci ce îmi imaginam eu atunci? Doamne, cât de tristă m-am dus cu autocarul acasă, că parcă mi se termina lumea, parcă mă ducea la moarte. Chiar ai fost tristă? Da.
Acum am întrebat după 15, 16, 17, nu mai știu câți ani trecut. Nu, de obicei știi, așa e textul, știi să fii trist, dar chiar e cu tristă. Da, da, parcă mi se termina lumea, parcă cine știe unde mă duceam, nu, acasă. Mie, adevărul că eram și trist. Dar tu chiar, aia vreau să zic, atunci plecam cu părinții, nu e ca și cum mi-aș fi lăsat și părinții și o să plec acasă și tristă, că mama și tata, nu, că cu ei mă duceam de fapt în, tot în vacanță, era august, început de luna august. Deci tu chiar mă iubești. Atunci. Atunci. Da, a fost... Acum te iubesc mai mult ca atunci. Și l-a fost doar începutul. Urmă toate vacanțele. Venea acolo, veneam eu în România. Dar vreau să zici, mine, de ceva de prima întâlnire, cum am ajuns să plănuim sau ce? Da, deci cum am ajuns să ieșim prima seară, au fost tot așa, am ieșit cu toți tinerii la o înghețată și am stabilit că următoarea zi mergem la plajă. Și am mers tinerii la biserică la plajă, lucru normal, locuind pe faleză, adică pe faleză, pe malul mării. Și am mers toți tinerii acolo și atunci, la plajă, știu că au venit și ai tăi. Și ai tăi au venit, dar ei au stat departe, adică departe. Nu au stat acolo între noi, între tineri. Au stat mai departe, supravegheat de la distanță. Deci atunci la plajă mi-am făcut curaj, dar știu că, cred că am mers pe o zi întreagă și ne-am stabilit tinerii. Bineînțeles, au venit foarte puțin tineri, lucru care a fost un avantaj pentru mine. Și atunci am reușit, am schimbat numărul de telefon și am invitat în oraș. Dar cum să atât am reușit toată ziua. Adică eu, a fost o muncă de o zi întreagă, nu să o lămuresc. Să reușesc să-i pun întrebările astea. Adică, bun, nu cu numărul de telefon și cu... dacă vine în oraș, no, acolo, pe plajă, tot am vorbit, tot am discutat. Oricum să spun acum, că atunci nu știai, șansele tale erau oricum de 100%, că n-am fost o... Deci nu... Da, mă gândeam. Alt băiat. Mă gândeam acum că nu... Adică ai spus da din prima. Adică și eu, deci nu a fost o chestie care... El și-o dorit foarte mult și... Bineînțeles, și eu. Ai simțit? Am simțit, dar am întins momentul că aproape mă plesne, bă, revin, că zic când aștept să mă chemi în oraș. Știi, adică nu a fost gata, ne-am văzut și... De timid ce eram, am întins-o foarte mult, încât e abia aștepta să spună, da. Da, și da, deci așa a fost la plajă, știu că am mers acasă. Ne-am schimbat și am stabilit ora în care ne vedem, nu mai știu, cred că acolo am înghețat, ne-am întâlnit sau la tine, sau Rambla, nu mai știu. Mi s-o ștergi din memorie. Dar știi care chestia? Au fost atâția ani în care atâtea întâlniri, atâtea ieșiri, că nu mai știu. Știu că după aia venea tot timpul și mă luai de acasă, dar nu știu prima dată dacă... Cred că ne-am întâlnit, nu la cine, nu mai știu, ne-am întâlnit. Nu mai știu. Dar eu mă amintesc, vezi că până acolo cred că n-am fost conștient de emoții. Plecatul de la înghețată. Eu atunci, când te-am întrebat, când am mers eu să iau înghețată, tu mă aștept. Dar de ce nu mai îmi amintesc și eu? Și până când acolo am ieșit, nu mă amintesc. Mi-am ieșit, am zis când am ieșit de la înghețată și pe aia cum ne-am plimbat pe faleză și când ne-am întors acasă, știu pe unde ne-am întors. Da, pe urmă și mă amintesc tot, dar cum am ajuns la înghețată, dacă am ajuns împreună? Că amândoi amnezie temporară. Deci cred că nu mai deci eram conștient de emoții. Da, și pe urmă urma mai multe ieșiri, nu foarte multe, dar urma mai multe ieșiri. Păi dacă eu am stat o lună, am ieșit prima dată după 2 săptămâni. Dar nu știu dacă a fost 3-4... 17 iulie a fost prima noastră întâlnire, în 17 iulie, e o dată importantă. Eu am plecat după aia la început, deci după, la începutul august, nu mai știu exact în 1 sau în 2 sau când, au intrat și părinții mei în concediu și am plecat spre România. Deci a fost scurt timpul, Ghiță lucra, scurt timpul de întâlniri, nu știu câte întâlniri am avut, dar știu că la ultima întâlnire, așa, mai, restul nu le țin minte. Unde a fost ultima întâlnire? Că nu știu. Știu. Care a fost ultima? Știi, stăteam pe strada aia paralelă cu Rambla, da. Și jos undeva în dreapta era un parc. În natură, un părculeț.
Nu știu dacă acolo mai există. Eu acolo, da, și undeva acolo pe băncuță am făcut schimb de poze. Eu ți-am dat poze de-a mele, tu mi-ai dat poze de-a ta, ales cumva să... Ce exista atunci? Nimic. High five. Nu. Nu știu, dar nu după aia, cred că a apărut. Și Messi, după aia a început și cu Messenger, ne-am făcut cadou poze unul la altul să nu ne uităm fețele. Da, acolo a fost ultima întâlnire. Eu așa țin minte. Eu țin minte perfect, că am de am. Am plâns! Om, de ce bărbat! Să nu plâng eu după fata. Acum că ai zis să mă amintesc cu întâlnire acolo, și dar nu mă amintesc că a fost ultima. Ne-am zis pentru prima dată, am dat te iubesc. Acum asta nu știu dacă o raznicio. Ce trist eram, parcă se termina lumea, așa. Da, e, efectiv, așa se termină. Așa e când termină. Ești îndrăgostit. Și până la urmă au fost niște emoții intense, chiar atât de intense, chiar dacă au fost doar două săptămâni, în care am ieșit de vreo 5 ori dacă am ieșit, au fost niște emoții așa de intense, continuat. Până... Noi ne întâlneam odată, doar pe an. Hai că după aia... Da, au fost când, da, au fost când n-ai venit de Crăciun. Au fost că ani în care tu n-ai venit și de Crăciun. Eu mergeam vara și tu când veneai în România erai și super ocupat, au fost nunți. Bine, prieteni. Eram și tineri și nu puteam să vin la tine non-stop. Da, nu puteai să veneai la, no, la Cluj, el de la Bistrița venea la Cluj, nu puteai să stea o săptămână. Nu putea nici să vină toată ziua, să vină și să... Era greu, erau alte vremuri. Da, și când veneai în țară, ne întâlneam și atunci, de câteva ori. Când mă duceam, atunci era cel mai ideal, când mergeam eu în vacanță în Spania. Atunci da. Eu eram liberă, disponibilă. Pentru mine nu mai exista nimic decât să-ți termine ziua de lucru și să ne întâlnim. Aia când era? Tu locai în alt orășel și mergeai pe jos o jumătate de oră în primul an? Da. Și în al doilea. Da? Până ți-ai luat scooterul. Da, mi-am luat scooterul. Și după aia mă duceam cu scooterul. Dar mergea o jumătate de oră pe jos până acasă, mă ducea pe mine acasă și el mai mergea o jumătate de oră pe jos. Ce jumătate era mai bine? Poate mai bine. La până în rocheta sus. Cine știe? 45 de minute cred că făceam. Dar din centru, părea... din Vilanova până sus, în rocheta la piscină. Că nu, mi se te... părea, nu mi se părea deloc mult. Și a doua zi la lucru și pe urmă iară, nu cred că ne întâlneam în fiecare seară, că... Nu că n-am fi vrut noi, dar mai aveam părinți în spate care ne echilibra de multe ori, ne echilibrau. Așa se termina ziua mea perfectă când era ea acolo. Mergeam la lucru, vedeam acasă. Ah, știi cât e tu plângea că stau mult în oglindă? Iai... Dar ok, eu... nu ne oprim acolo. Eram o zi întreagă, abia așteptam să ne întâlnim și mai stătea o oră după muncă. Să se aranjeze, să-și facă freza, că avea părul mai lung. Știi că avea părul mai lung. Da, și atunci a început să-mi las și așa. O oră să tot aranja eu. Dar nu avea răbdare, dar ea se aranja o zi întreagă. Și pe când ajungeam la casă, deja era gata. Adică, gata, dar în celălalt capăt de oraș. No, eu trebuia să... Atât, dai seama. Da, tocmai acum noi aici... Ne-o deranjat în ghilimele din visele noastre. Ne-o ce ideală era adolescența, da. Și cât e frumos o venit copilul nostru pe ușă și ne-am dat seama că suntem bătrâni. Și că vă treziți-vă, aveți trei copii, treziți-vă din amintirea nu mai voastră. Sunteți pe faleză la prima întâlnire, că au trecut de atunci mulți ani, deși eu mă simt la fel de tânără. E foarte ciudat. Da, deci ziua mea perfectă așa se termina, ajungeam acasă, acolo ajungeam plus minus 5 minute, la aceeași oră în fiecare zi, o oră, cum confirma doamna Madame Pop. Cel puțin. Nu cred că era mai mult. Făceam duș, mâncam, mă îmbrăcam, pudăream și mergeam iară tot așa. O jumătate de oră, depinde unde ne întâlneam, pe jos să ne întâlnim. Dar nu pot să zic că nu se fie degeaba o oră, adică veneai foarte prezentabil tot timpul, aranjat, parfumat. Gagică de la Cluj, ce atunci erai la liceu, nu? Nu, încă nu erai hotărât de la medicină. Nu, era numai de liceu. Dar totuși, poate de Cluj, nu. Trebuia să mă ridic.
cum să zicem, la standard. Să mă ridic la standardele ei. Bineînțeles, era ușor pentru că munceam și bani erau. Și atunci nici nu se știe de atâtea lucruri. Da, păi când ești atunci, ce te interesează. Atunci, câteva rânduri de haine, bani să scoți în oraș, tot timpul era foarte simplu. N-aveam permis ca să am mașină. Și da, după plimbare, pe urmă de 2-3 ore, prin oraș, prin... Era fain că atunci nu eram obosiți. Acum... Ajungeam acasă, mâncam un iaurt și la somn. Nu știu ce am pus seama. Așa se termina ziua mea perfectă. Mâncam un iaurt. Da? În fiecare seară. Atunci era și fit. Da. Și acum o să fiu. Și acum, așa. În curând veți vedea marea transformare. Da. Ca să spunem și aici, ca să fie mai conservat. Practic de acum 3 luni, cum să zic numai, asta e spirata. Care? Și cam abonament la sală de 3 luni de zile și încă nu am slăbit. Mâine o să mă duc personal până acolo să văd care trebuie. Cam așa e și la tine. Da, asta a fost... Ca să zic așa, prima parte a... Primele părți, confuzul. Adică dacă vrem să povestim cu deamănuntul, să fie multe părți, dar nu știu dacă o să povestim. Bine, de-a lungul anilor o să povestim. Da, de-a lungul anilor, probabil. Dar nu o să urmeze episoade cu... Da, da. Asta a fost cea mai profundă, să zicem așa. Prima parte a... De ce ți-e dor de atunci? A, de ce mi-e dor? Ce sentimentul ăla de tânăr îndrăgostit? Că ăla nu mai e niciodată. Mi-e știe ce-mi dor de inocența aia de atunci. Și de puritatea aia în gândire, în mentalitate, când ești tânăr, când ești așa. Da, există o puritate, adică, atât și fizic, că n-ai burtă și slănină pe mine, dar cât și la nivel de gândire, la... de puritatea aia mi-e dor și de inocența aia. Adică ne plimbam 3 ore pe stradă și eram cei mai fericiți. Da, nu aveai nevoie de altceva. Era, discutam, bineînțeles, aveam și povești, eu locuind... Vin din alt județ, vin din Bistrița, venind din alt mediu, mi-am povestea despre Cluj, aveam ce discute, ascultam ore întregi și multe lucruri am descoperit atunci, cine îi, cum îi. Care după un timp s-au confirmat sau s-au... S-a confirmat tot, a fost fain. Bun, dragilor. Sperăm că v-a plăcut povestea noastră. Adică noi ne-am luat nostalgie. Cred că acum o să mai stăm spus în 5 ore despre... La nostalgia, emoțiile. Avem noroc că o să vină nașii la noi și ne trezesc la realitate. Că sunteți bătrâni și aveți copii mari. Bătrâni, uitați-vă, aveți aici copii. Că dacă nu, am rămâne, cred că, în urmă cu 17 ani. 17 ani. Se împlinește vara asta. 16? 17 ani se împlinesc vara asta. Ai vrea să zici, ai de cap. Inima. 17 ani de când îi cunoaștem. Dragilor, cam asta a fost povestea începuturilor noastre. Pe meleagurile Spaniei, mai exact Villanova la Hildru. Ei, Les Roquetes, așa se zice, nu? Mm-hmm. Unde făceam naveta, bine, sunt două orașe lipite de altă. E ca și două cartiere aici. Da. În Cluj. Pe plajă în Spania. Că-ți mi-au plăcut mie acolo. Acum am avut plus două apoi! Nu, acolo doar... După cum știți, cam și locuit acolo. Și mie nu mi-a plăcut. Da, a fost fain, a fost interesant. Fiți și voi oameni cum să cade, dați un subscribe, un like, un share la canal, ne ajută foarte mult, ne încurajează. Statisticile de la YouTube îmi spun că doar 40% din cei care se uită sunt abonați. Deci 60% dintre voi nu sunteți abonați, v-am prins. Așa că vă rugăm.
abonați-vă la canal și să mai auziți povești de dragoste. Povești cu, încă noi, de happy dragoste, end. De nuntă și de război. Da. Și toate minunățile care o să le mai facem. Da. Hai să te motivez aici pe vlog. Poate ne mai dați și voi un pic de inspirație, ce să... Eu sunt foarte inspirat și abia aștept vacanța copilor să mă duc pe Via Transilvanica. Dar eu mă gândeam să mă duc singur, pentru că o să fie un traseu destul de greu. Și doamna aici de față s-a supărat că nu m-am gândit să o duc și pe ea. Nu m-am supărat. Ba, un pic te-ai șucărit că nu te-am inclus în planul ăsta. Nici nu te-ai gândit și măcar să... Și dacă eu zic că nu... Eu m-am gândit, dar nu e un traseu ușor. Și tu știi că vreau să te împărtășesc. Dar tu știi că dintotdeauna am dorit să slăbesc. Nu e pe faleză. Adică dar nu mergem pe faleză în spate. Dar dacă după chestia eu mă aleg cu câteva kilograme minus, e cea mai fericită experiență din viața mea. Ok. Și am spus, asta i-am spus, drăguța mea, doar de tine depinde dacă vii sau nu. Așa că vreau să mergem și mie mi-ar place foarte mult că atunci chiar aș dormi în cort, mă mai mult, să mergem împreună. Așa că spune pe cameră, vii sau nu? Păi să dau acum răspunsul? Da. Îmi doresc să merg. Deci eu chiar n-am nicio problemă în chestia asta, să mă duc să dorm în cort, să... Chiar îmi place sălbăticia, îmi place, n-am absolut nici o problemă cu asta. Numai mi-e groază un pic, dacă-i frig, cumva. Singura chestie. Păi, deci eu n-aș dormi, nici să dai, cred că, un milion de euro doar noaptea în cort. Iarna. Bine, pentru un milion de euro te le-ai bioc în cort. Mă lești tu. Da, deci numai singura chestie, să nu-mi fie frig. Dacă nu-mi fie frig... Păi da, nu ai pregătit lucrurile încât să-ți fie frig sau nu, adică pături, mai le trebuie cărate pe urmă. Ai problema! Lasă că găsim o soluție și voi merge și eu. Chiar îmi doresc. Hotel de 5 stele nu este hotel de 5 stele. A, știu, dar eu n-am fițe. Adică am fost noi vreodată la hotel de 5 stele. Am fost niciodată. Nu știu, poate. În Turcia? Nu, cred că a fost. Nu am eu figură din asta. Și de treabă ești? N-am știut. Nu știu, că nu te mai chinuie dacă știi, glumesc. Deci, vă rugăm like, subscribe și tot ce se poate ne încurajează și ne ridică. Și canalul și moralul. Și canalul și moralul. Vă salutăm! Pa, pa!